Guvernul a adoptat în ședință un memorandum cu lista investițiilor care va sta la baza construcției bugetului pentru anul viitor. Lista conține 221 de proiecte, dintre care aproape jumătate de infrastructură, gestionate de Ministerul Transporturilor. Îmi doresc să susținem ritmul din acest an în ceea ce privește marile proiecte și chiar să-l depășim. Avem exemple de bună practică în mai multe ministere, cu adevărat, în principal în Ministerul Transporturilor, și vreau să construim acest buget pe proiecte. Imediat după ședința executivului, în coaliție au început primele discuții despre bugetul anului viitor. Potrivit unor surse, liberalii au cerut garantarea investițiilor la nivelul autorităților locale. Timp de aproape două ore, liderii PNL și PSD au discutat despre cum împart banii țării în anul 2024 și care sunt principiile în funcție de care vor construi bugetul. Au decis că prioritatea o reprezintă investițiile în proiectele din mediul rural, dar și banii care vor trebui direcționați Ministerului Educației pentru a putea plăti salariile majorate ale profesorilor. Totodată, deficitul bugetar ar trebui să fie sub pragul de 5%. Și alte ministere au anunțat investiții cheie pentru care vor cere alocări din bugetul anului viitor. Dacă vrem să facem o justiție prietenoasă, va trebui să ne preocupăm să avem și sedii de judecătorii, tribunale, curs de apel noi, va trebui să avem și sedii de parchete așa cum trebuie, va trebui să ne gândim și la aceste vouchere pentru victimele infracțiunilor din România. Putem să discutăm despre proiectele finanțate din POIM, fie că discutăm despre programele de reducere a eroziunii costiere la Marea Neagră, fie că discutăm despre programele prin care finanțăm rețeaua integrată de monitorizare a calității aerului. Parlamentarii opoziției acuză guvernul actual că nu are un palmares impresionant în ce privește investițiile. Ascundem bine cifrele pentru 2023, să nu vă dați seama de dezastru, dar aveți încredere în noi că pentru 2024 vom face o treabă foarte bună. Aleșii Aur sugerează că înainte de a se preocupa de bugetul anului viitor, coaliția ar fi trebuit să asigure o rectificare a bugetului în curs și să explice datoria crescândă a statului. Vorbim de 60 de miliarde de euro pe care le-a împrumutat acest guvern. Ar fi fost normal ca la o rectificare bugetară anumite ordonatori de credit să fie pe pozitiv. Păi eu cred că nu sunt pe pozitiv, de aia nu se poate face o rectificare bugetară. Azi, guvernul a suplimentat bugetul mai multor ministere și instituții publice cu suma totală de 106,9 milioane de lei, în marea majoritate din fondul de rezervă bugetară. Suma cea mai mare, de aproape 44 de milioane de lei, merge la serviciul de telecomunicații speciale.